Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am găsit la o primă ediție a emisiunii Capital Economic. Sunt Antonela Sofronia și astăzi vom discuta despre modul în care învățarea unei limbi străine ne ajută în carieră. În prezent, activitatea economică, educativă sau socială nu se mai desfășoară doar la nivel local, ci prin diverse modalități este interconectată la nivel global. Din acest punct de vedere, cunoașterea unei limbi străine și în special a limbii engleze nu mai este o opțiune, ci a devenit obligatorie dacă dorim să călătorim, să învățăm sau să lucrăm în străinătate. În ediția de astăzi, invitatul nostru, domnul Mircea Rădeanu, director la Twinkle Star, ne va da detalii despre modul în care organizațiile care oferă formare profesională în domeniul limbilor străine s-au adaptat la noile cerințe. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua! Așa cum spuneați, necesitatea învățării unei limbi străine a depășit de mult etapele maturizării sale, devenind în timpurile pe care le traversăm o normalitate, întrucât dezvoltarea economică, tehnologică și socială pe care o trăim a dus la micșorarea, dacă vreți, a lumii în care trăim, devenind o rețea interdependentă. Astfel încât, în mod natural, a venit și învățarea unei limbi străine care să îți permită în mod natural să comunici cu persoane din alte țări. Da. Vă rog să ne spuneți care este povestea centrului Twinkle Star și cum de v-ați gândit să oferiți cursuri pentru copii și ulterior pentru adulți în domeniul limbii engleze. La fel de natural cum a venit și nevoia învățării limbii străine de către noi toți, a apărut și ideea centrului lingvistic Twinkle Star, care la început a fost o simplă și poate mică și entuziastă idee a unei tinere care învăța limba engleză copiii preșcolari și a simțit nevoia regăsirii unei metode care să le certifice atât cunoștințele cât și meritele pe care le aveau, acea metodă în acel moment neexistând practic pe piață. Așa s-a născut Twinkle Star în acel moment, cu 14 copii care de vârstă preșcolară, care au dat primul lor examen Cambridge English și pe care l-au trecut cu brio. S-a născut centrul acum cât timp? Centrul s-a născut acum aproape 10 ani, în anul 2008, iar acum, după aproape 10 ani de activitate, putem spune extrem de mândri de noi și de rezultatele pe care le avem împreună cu copiii, că de la 14 copii am ajuns la peste 2800 de cursanți în acest moment. Foarte interesant și foarte bine ca și exemplu de succes în ceea ce privește o activitate economică. Cum ați ajuns la acest număr? Cum anume s-au diversificat serviciile și cum se oferă ele în mod concret? Pe grupe de vârstă, pe grupe de sau, eu știu, pe niveluri de studii? Care este organizarea și structurarea activităților? Structura de învățare propusă de Cambridge English este una diferită de cea pe care o reîntâlnim în școlile de stat. Și ne dorim totuși să fac o comparație privat versus instituțiile de învățământ pe care cu toții le-am absolvit. Am apreciat încă de acum 10 ani că e o metodă care ne poate ajuta să furnizăm copiilor învățarea de care ei au nevoie, pe care să o folosească în mod natural în viața de zi cu zi, unde învățarea mecanică să nu mai genereze pe bandă rulantă persoane ce nu au abilități de comunicare, persoane ce nu au un bagaj de cunoștințe pe care să-l poată utiliza în viața reală. Drept pentru care, an după an, lucrurile au crescut în mod organic, pentru că ei au venit la noi pentru a învăța limba engleză, dar, așa cum îmi place să spun de fiecare dată, rămân pentru că se simt bine și aceasta cred că a și fost temelia a ceea ce este Twinkle Star acum. Bun. Care este cel mai mic cursant în acest moment?
De la ce vârste primiți copii? În acest moment, cel mai mic cursant, cred că nu greșesc dacă spun că are 3 ani și nu putem spune că facem o selecție sau o discriminare raportându-ne la vârstă, ci ne dorim să existe o minim autonomie a cursanților, drept pentru care copiii care ajung la noi încep de la vârstele fragede, de 3-4 ani, limită de vârstă superioară neexistând, pentru că noi considerăm că învățarea se adresează oricărei persoane, indiferent de vârstă, fie că e vorba de limbile străine, fie că e vorba de un cu totul alt domeniu. Bun, cum vă descurcați cu cei mici de 3-4 ani? Până la urmă, sunt unii dintre ei care nu cunosc foarte bine nici măcar limba română. Ar trebui să învățăm limba engleză în condițiile în care ei nu au asimilate anumite noțiuni de română. Care este metoda câștigătoare în acest caz? E posibil să nu vă dau un răspuns extrem de tehnic, dar o să revin la același aspect afectiv pe care l-am pus pe primul plan atât eu cât și ceilalți colegi ai mei în momentul în care am fost la clasă și am predat. Respectiv, atunci când îi înveți cu dragoste pe copii, ei vor iubi învățarea, drept pentru care în momentul în care le oferi acel sentiment de siguranță și de confort, se vor adapta atât de ușor încât reperele pe care le avem noi despre învățare vor fi depășite poate mai repede decât ne așteptăm. Evident că la 3-4 ani nu se așteaptă nimeni să existe niște boom-uri teribile legate de cunoștințele acumulate. Însă îi veți observa cu naturalețea specifică vârstei lor, necramponându-se de rigori lingvistice de exprimare, pentru că de multe ori poate sunt peltici, poate se exprimă mai greu, încercând să-și exprime cunoștințele așa cum pot ei să o facă mai bine. Și o fac extrem de firesc, învățând la vârsta asta culorile în limba engleză, învățând anumite părți ale corpului, anumite obiecte, lucruri pe care le întâlnesc în viața de zi cu zi și pe care le învață indiferent de limba în care se exprimă. Da. Cum merge treaba la cei mai mari? Odată cu intrarea la școală, care este schimbarea pe care o observați dumneavoastră imediat? Schimbările fac parte din tot acest proces de învățare, iar noi suntem acolo atât ca să îi învățăm ceva, cât să și învățăm noi la rândul nostru din manifestările pe care le au pe parcursul drumului pe care l-au alături de noi. Mă refeream în mod deosebit la faptul că în momentul în care intră la școală și învață să scrie și să citească, automat au o altă percepție și despre învățare. Deci, predarea în sine se poate face altfel decât până atunci. Evident că există un plus în momentul în care limbajul transcede partea orală și ei se pot adapta la ceea ce înseamnă scris și citit. Și lucrul acesta ne ajută pe noi toți. Însă, repet, metoda pe care o utilizăm și programa pe care o avem în abordarea învățării limbii engleze e extrem de permisivă și nu are rigorile pe care ne-am așteptat cu toții să le întâlnim într-o școală la care ei merg la cursuri în mod firesc. Cum se realizează efectiv predarea? Cât durează o ședință când se fac înscrieri, în primul rând? Și cam cât durează un ciclu de învățare până la primul examen? Respectăm ciclicitatea naturală a unui an școlar, drept pentru care înscrierile se fac cu preponderență la începutul anului școlar. Însă
dat fiind faptul că nu respectăm în mod restrictiv niște criterii de vârstă, ci mai degrabă niște criterii de nivel de cunoștințe atunci când alcătuim structurile claselor, clase care sunt compuse din maxim 15 cursanți, momentul acela generăm de fapt altceva, un perpetu ciclu de înscriere de fapt, pentru că în limita posibilităților și capacității pe care o avem, putem spune că pe parcursul unui an, odată cu organizarea mai multor sesiuni de testări care să stabilească nivelul celor care doresc să participe la cursurile noastre, ajungem să facem înscrieri atât în luna septembrie, cât și în luna decembrie, cât și în luna martie și lista continuă. Activitatea centrului nu se oprește odată cu sfârșitul anului școlar, ci ea continuă pe tot parcursul anului calendaristic. În lunile de vară, noi desfășurând alte cursuri adiacente, limbii engleze, cursuri de artă, cursuri de știință, care se împletesc la rândul lor cu această predare adiacentă de limba engleză. Asta era următoarea mea întrebare. Ce faceți vara? Pentru că oricum o pauză pe perioada vacanței de vară între cursurile de engleză ar fi cam mare. Sunt unii copii care mai uită, nu tot, dar majoritatea. Și atunci, din septembrie ar trebui să se reia anumite noțiuni care au fost predate anterior. Nu știu cât de profitabilă este chestia aceasta din punct de vedere al timpului, în mod special, să reiei anumite noțiuni. De asta vroiam să vă întreb ce activități faceți vara și dacă au legătură cu ceea ce se face în timpul anului școlar sau pur și simplu sunt module separate la care poate participa oricine. Cursurile pe care le desfășurăm vara, ca și cele pe care le abordăm în cursul anului școlar, permit accesul tuturor cursanților care sunt doritori de a participa. Nu e musai să fie cineva care participă la cursurile noastre de limbă engleză începând cu, luna septembrie. Dacă cineva e doritor să participe la un curs de artă care începe în luna aprilie, se poate înscrie pur și simplu. Nu e nevoie să fie membru al centrului, să fie un cursant cu vechime. În ceea ce privește repetarea sau continuitatea mai degrabă a materiei, cred că aici ar fi punctul la care vă refereați, pot să vă spun că există mai degrabă o gândire legată de constanța informației pe care noi o transmitem acestor copii și mai puțin de frecvența cu care o facem, drept pentru care solidificarea acelor cunoștințe depășește cu mult așteptările pe care noi le avem în mod standard. Așa că cei care, chiar dacă vor avea o pauză, nu neapărat impusă de vacanță, ci există situații când copiii sunt nevoiți să se retragă de la cursuri, întrucât atenția lor trebuie să se concentreze într-o altă parte. Sunt copiii care trec din clasa a patra în clasa a cincea. Urmează să susțină un examen care să îi pună în fața unui alt fel de viitor și de învățământ. Sunt copiii care trec din clasa a opta în clasa a noua. Ei bine, ei sunt nevoiți într-adevăr să facă aceste pauze, dar observăm cu plăcere că atunci când reiau cursurile, nu putem vorbi de un, handicap, de o uitare a noțiunilor învățate, pentru că nu avem de-a face cu învățare mecanică, nu avem de-a face cu o exprimare extrem de scolastică, ci pur și simplu copiii care vin la Twinkle Star învață engleza pe care o pot utiliza în viața de zi cu zi, învață să se exprime corect, învață să scrie un e-mail, să răspundă la telefon, să răspundă unor întrebări, iar lucrurile astea, odată sedimentate, sunt uitate destul de greu. Da. Care este perioada medie în care un cursant parcurge un ciclu până la primul examen? Sau de la primul examen la al doilea examen?
Haideți să le spunem telespectatorilor mai întâi care sunt aceste niveluri. Așa cum vorbeam, avem juniorii centrului, cei care încep să învețe limba engleză încă de la vârste extrem de fragede, da, și cărora, evident, într-o primă fază ți este mai greu să li te adresezi cu noțiunea de examen, însă primul nivel pe care copiii îl pot susține în momentul în care au acea autonomie atât din perspectiva scrisului și a cititului este nivelul starters. Ulterior, ei merg spre movers, după care la flyers, iar nivelurile celelalte, care se adresează copiilor deja de gimnaziu și de liceu, care deja vin în completare cu alte beneficii, raportându-ne la sistemul de învățământ de stat, pentru că nivelul CAT este cel care le dă posibilitatea să-și echivaleze proba de competență lingvistică odată cu trecerea la un liceu biling, de exemplu. Nivelul PET este B2 și echivalează proba de competență lingvistică de la bacalaureat, lucru care le este extrem de util, mai ales într-un ultim an în care au suficient de multă informație de asimilat. Bineînțeles. Iar ultimul nivel pe care îl pot da în acest moment la noi ar fi C1, Advanced, cel care li se adresează celor care deja ating un nivel, așa cum o spune nativ și titulatura, nativ. Înspre nativ. Înspre nativ, înspre da. Nativ. De fapt, C2 este și nativ. Și o să fac o mică paranteză chiar pe aceste ultime două, tipuri de examene despre care sunt interesați foarte mulți dintre copiii cu care noi până în acest moment încă nu am interacționat în cadrul centrului lingvistic, dar în întâmpinarea cărora venim cu această certificare. Săptămâna trecută am participat cu plăcere și cu surprindere chiar, pentru că a fost prima noastră participare la un târg internațional de oferte educative la RIUF 2018 și am observat că pe lângă interesul extrem de ridicat al tinerilor de a continua studiile în niște medii academice un pic mai ofertante, ca cele care se află peste hotare, sau chiar al unora care se adresau deja unor oferte de joburi internaționale, pe lângă acel interes a venit în mod firesc și nevoia unei certificări, da, lingvistice. Iar acest B2, FCU și C1 erau printre cele mai căutate examene. Noi deja încercăm să organizăm într-un timp cât mai scurt pentru cei care se grăbeau să obțină acele certificări o sesiune de examene pentru a putea să le venim în ajutor cu lucrul acesta. Există necesitatea unei pregătiri speciale pentru organizarea acestor sesiuni de examinare? Sau pur și simplu, când se strânge numărul de doritori, dăm examenul cu toții. Centrul lingvistic Twinkle Star a devenit centru autorizat de examene Cambridge, lucru care îi dă posibilitatea să organizeze pe tot parcursul anului și putem spune oriunde examene pentru cei care sunt doritori să se certifice lingvistic, indiferent că vorbim de cursanți ai centrului nostru sau de școli și licee cu care noi deja colaborăm, astfel încât să existe o simbioză cât mai firească a acestei colaborări privat-stat, da, întrucât copiii totuși învață în acel mediu, foarte mulți dintre ei învață limba engleză în școli, sunt extrem de bine pregătiți, pentru că și profesorilor sunt dornici să le transmită ceva pentru mai departe. Și în felul acesta noi încercăm să le oferim examenele într-un mediu care să le fie cât mai prielnic și confortabil, respectiv acolo unde există un minim de 10 candidați pe același nivel, putem merge în școala respectivă și organiza o sesiune de examene direct în școală. A, chiar acolo nu este necesar să se deplaseze ei la dumneavoastră. Unul din planurile noastre, dacă vreți, de viitor, include acest aspect un pic
să depășească granițele județului nostru și deja am și făcut-o, respectiv în momentul de față avem stabilite sesiuni de examene la licee din Suceava, la licee din Vaslui și nu ne oprim aici. Asta este foarte bine. Eu aș vrea să vă întreb cum se realizează această echivalare sau care ar fi pașii pentru echivalarea în momentul în care un copil sau un adolescent dorește să dea admitere la un liceu bilingv. Știm că la liceele bilingve se dă suplimentar și proba de limbă străină. Ce ar trebui personajul respectiv să facă, astfel încât pe baza certificării obținute de la dumneavoastră să nu mai dea acel examen? Că de fapt aici este problema, că se certifică la dumneavoastră și nu mai este necesar să mai dea examenul în cealaltă parte. Da, e posibil ca în timpul discuției noastre ceea ce vă spun eu acum să se și schimbe din punct de vedere legislativ, drept pentru care o să punem un mic asterisc așa la discuția pe care o avem și o să vă spun că da, într-adevăr, aceste certificări, pe lângă faptul că sunt internaționale și sunt recunoscute și de Ministerul Învățământului din România, sunt valabile pe viață și ăsta iarăși e un lucru extrem de important, pentru că nu vin să te ajute strict într-o anumită etapă a vieții tale de elev, ci pot să transceadă prima sau a doua sau a treia etapă pe care o traversez. În ceea ce privește procedura pe care un astfel de elev ar trebui să o urmeze, în momentul de față presupune că trebuie să se adreseze pur și simplu școlii la care dorește să se înscrie și să afle dacă pe lângă o copie a certificatului pe care îl posedă și a documentelor sale de identitate, mai este necesar și altceva. Dar alminteri, este suficient ca de fiecare dată, când se află în fața unei situații de selecție, dacă vreți, să facă dovada faptului că cei de la Cambridge English au spus că este un vorbitor de nivel B2 sau A1 și așa mai departe. Bun, în cazul copiilor, pentru acele certificări, starters, movers, flyers, unde pot fi ele folosite? În acest moment, iarăși e un aspect discutabil. Discutabil și discutabil pentru că oferta educațională pusă la dispoziția copiilor nu e neapărat cea mai variată și nu e neapărat cea mai permisivă. Mulți dintre ei încearcă să ajungă la anumite școli, la anumite licee. Exact. Drept pentru care acea selecție pe care școala o va face ulterior presupune sau nu ca acceptare exclusivă a unei certificări de acest tip. Până acum nu multă vreme era suficient să posezi un astfel de certificat, fie el de nivel movers sau flyers, da? Care să-ți certifice nivelul de limbă engleză și era suficient ca tu să capeți un punct în plus, dacă vrei, la înscrierea la școala respectivă. În acest moment se pare că nu pentru toată lumea e valabil acest lucru și sunt nevoit să mai treacă prin furcile caudine până reușesc să se înscrie la școala respectivă. Deci, practic, unii dintre ei, în funcție de criteriile școlii, ar putea să mai dea examen încă o dată la limba străină. Există și această probabilitate. Există și această probabilitate. Da. Vreau să vă întreb ce impact are asupra copiilor un astfel de centru educațional într-un oraș mare. Ce se întâmplă de fapt cu toți acești 2800 de copii, că preponderent sunt copii între cursanții dumneavoastră, după ce se obișnuiesc la centru? Practic, învățarea unei limbi străine nu se poate face de pe o zi pe alta. Este necesar un timp mai îndelungat. Sunt unii care vin ani de zile la cursurile de limbi străine. Ce se întâmplă acolo cu ei? Cresc împreună cu noi, așa cum și noi am crescut împreună cu ei. Impactul pe care un astfel de centru l-a avut e greu de cuantificat în
câteva propoziții, dacă vreți. O să revin iarăși mereu la aceleași lucruri pe care le spun întotdeauna când vine vorba de învățare. Poate că peste ani ei vor uita parte din lucrurile pe care le-au învățat alături de noi. Dar întâlnindu-mă cu foști elevi, vă pot spune că niciodată nu vor uita cum i-am făcut să se simtă. Iar lucrul acesta cred că a contat enorm încă de la bun început, de la primii cursanți pe care i-am avut și până la cei câteva mii pe care îi avem în momentul de față. Săptămână de săptămână ei revin și consider că o fac cu plăcere, deși e o nebunie generală pe holurile centrului. Suntem foarte mulți și suntem într-o continuă dezvoltare. Anul trecut s-a achiziționat sediul în care suntem în acest moment și în care încercăm să le oferim niște condiții din ce în ce mai bune, drept pentru care a fost așa un mic val de nebunie trecând prin renovare, însă ei au fost acolo indiferent că am trecut prin asta cu destule emoții. Da. Ținând cont că vorbim despre copii, aș vrea să vorbim puțin și despre părinți, pentru că, de fapt, până la o anumită vârstă, disponibilitatea copiilor de a fi prezenți depinde de disponibilitatea și de timpul părinților de a se ocupa de ei, de a-i aduce, de a-i duce de la centru. Ați întâlnit și situații în care poate se dorea ca un copil să vină la centru, dar nu au fost posibilități din partea părinților cu privire la timpul necesar? Există și situații de acest gen? Adică nu mă mai pot ocupa de el, nu mai pot să-l aduc, nu mă mai încadrez cu programul și așa mai departe. Oricât de mult m-aș gândi, vă spun sincer că nu au existat situații de genul acesta. Singurele motive pentru care copiii au făcut pauze de la a frecventa cursurile noastre au fost cele pe care vi le spuneam mai devreme, respectiv faptul că trebuiau într-adevăr să se concentreze pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp asupra unui examen sau asupra unei treceri în altă clasă. Însă în ceea ce privește aplecarea părinților spre ceea ce simt că vor să le ofere copiilor lor, pot spune că sunt extrem de încântat de ceea ce văd în jur. Văd oameni care fac foarte multe sacrificii și nu mă refer neapărat la cele financiare, cât mai degrabă la cele pe care le enunțați mai devreme, la lipsa timpului pe care o clamăm mereu. Iar lipsa timpului e mereu scoasă în evidență și adusă în discuție de către adulții care vor să vină să participe la cursurile noastre. Vorbeam că am început cu acele cursuri pentru copii, da, preșcolari. Evident, oferta s-a diversificat în momentul ăsta. Mulți dintre ei au crescut alături de noi și sunt aproape de vârsta majoratului unii. Însă cursurile pentru adulți în momentul acesta constituie o parte extrem de mică, pentru că adulții nu au niciodată timp. Însă, în mod surprinzător, aceiași adulți care nu au niciodată timp pentru cursurile lor vor veni să-și aducă săptămână de săptămână copiii la cursuri. Bun, dar presupun că adulții nu stau și ei acolo în timp ce copilul este la curs, nu? Nu, nu, nu se întâmplă acest lucru. Copiii sunt aduși de cele mai multe ori de părinți sau de bunici. Bunicii sunt cei care de regulă sunt în zonele de așteptare la noi. Părinții vin, își aduc copiii, pleacă, revin. Există un flux continuu, începând cu orele după amiezii, de luni până duminică. E o forfotă teribilă la noi. Să înțelegem că dimineața nu prea se întâmplă mare lucru la centru. Dat fiind faptul că a trebuit să ne adaptăm programului școlar, cursurile pe care le oferim încep odată cu orele amiezii, respectiv după ora 14. Da. Există și impedimente în activitatea dumneavoastră? Că mă gândesc că nu poate fi totul perfect. Da.
Da, există impedimente, numai că, vedeți dumneavoastră, odată cu primul pe care l-am depășit, toate lucrurile au devenit extrem de clare, faptul că nu avem cum să dăm înapoi. Și deși poate suna desuiet, știm că facem un lucru nobil și că le pavăm drumul copiilor ăstora pentru a deveni niște adulți așa cum își doresc și ei și noi, drept pentru care impedimentele nu sunt altceva decât lucruri care trebuie rezolvate până la ora 14 când încep cursurile. Nu, mă refer la impedimente din acestea, de genul am vrut să mai introduc încă o limbă străină și nu am reușit pentru că, sau ne-am gândit să mai colaborăm cu cineva și nu s-a legat colaborarea, sau de genul acesta, nu neapărat chestiuni din acestea minore care există în orice organizație și care se rezolvă. Poate le-am tratat eu în modul în care m-am exprimat un pic mai fin, însă nu făceam referire la chestiile minore, ci pur și simplu la faptul că, deși din luna ianuarie și până acum s-a schimbat legislația de vreo câteva ori, lucru care ne-a dat un pic activitatea peste cap pe partea administrativă, că și acesta e un lucru care trebuie rezolvat, nu-l face nimeni altcineva. Deși, în ce sens s-a schimbat legislația? Vorbim despre partea de salarizare, de exemplu. Partea de salarizare... Asta s-a schimbat pentru toată lumea. S-a schimbat pentru toată lumea, exact. Nu neapărat pentru dumneavoastră. Și nu numai la asta. Într-adevăr, există suficiente impedimente, însă încercăm să trecem zi de zi peste ele și avem convingerea că o să reușim de fiecare dată. Da. Vreau să vă mai întreb care sunt principalele motivații ale copiilor pentru a veni la cursuri. Motivațiile părinților le știm. Părinții își aduc copiii pentru a învăța o limbă, să se descurce în viață, depinde ce dorește fiecare pentru copilul lui. Dar copiii, ei înșiși, ca beneficiari principali ai actului de învățare. Evident că suntem cu toții diferiți și manifestările motivaționale pentru fiecare dintre ei sunt un pic diferite. Cei mici vin pentru că totul se desfășoară în joacă și pentru că totul se desfășoară extrem de relaxat și revin săptămână de săptămână cu mare plăcere. Cei mai mari deja au creat prietenii între ei și cu profesorii la clasele cărora participă, iar asta se regăsește într-o relație de lungă durată și într-o relație care presupune că în timpul verilor ne revedem cu ei la cursurile de vară, mergem în tabere împreună și acestea constituie motivații pentru ei, pentru că în felul acesta creăm niște relații care transcend timpul. Ați pomenit de tabere. Organizați și tabere cu învățarea unei limbi intensive în perioada respectivă? Există în acest moment de câțiva ani un parteneriat cu International Summer School Education, care organizează tabere de vară în Anglia sau Scoția, în care copiii merg pentru o săptămână sau două săptămâni, există două module de acest tip, la colegii sau universități care au campusuri suficient de încăpătoare care să permită organizarea unor astfel de tabere, tabere care presupun pe lângă activitățile clasice, dacă vreți, distractive, sportive, artistice și așa mai departe, presupun excursii, dar și un număr de ore de învățare în limba engleză cu profesori din Marea Britanie sau din Scoția, deci cu nativi. Bun. Acești copii merg cu un însoțitor de la dumneavoastră? Merg cu un însoțitor de la Twinkle Star. Și care ar fi vârsta minimă de la care ar putea merge un copil? De exemplu, pentru tabăra de anul acesta, din vară. Cine se poate înscrie și când încep înscrierile? Sau s-au și terminat deja?
Înscrierile au și început deja și evident că trebuie să existe o, n-aș putea spune neapărat că este o limită de vârstă, dar mai degrabă un interes al copiilor care deja au depășit 8-9 ani pentru a putea participa la astfel de tabere, întrucât cei mici încă nu au acea autonomie, dacă vreți, față de părinții lor, drept pentru care le-ar fi mai greu să se desprindă, indiferent cât de tentantă e oferta. Deci să înțelegem că în această tabără merg doar copiii, nu și părinții. Merg doar copiii, nu și părinții, da. Ați înțeles bine. Da. În ce perioadă este tabăra? Această tabără se desfășoară în luna august. Există niște segmente, niște intervale orare pe care în momentul ăsta recunosc, nu mi le amintesc. Să înțelegem că nu este doar o singură perioadă, practic nu merg în tabăra de săptămâna aceasta, pot alege tabăra de săptămâna viitoare. Exact. Așa cum precizam, în cursul lunii august există două intervale destul de extinse care le permit copiilor să aleagă unul dintre ele după preferințe, după posibilități. Unul dintre ele este, repet, mai restrâns de o săptămână, celălalt este de 14 zile, pentru care petrec suficient timp în Anglia și învăț în limba engleză. Da. Care este perioada medie pe care un copil sau un cursant, să zicem, o traversează în centrul dumneavoastră? Porneam de la faptul că o limbă străină nu se poate învăța de pe o zi pe alta. Perioada medie ar fi de câți ani? Ne fiind neapărat o statistică extrem de precisă, însă o perioadă medie este cea de cam șapte ani de zile, pentru că fie încep învățarea limbii engleze odată cu vârsta de, nu știu, 4-5 ani și au timp ca în timp de vreo 7 ani să-și dea absolut toate certificările care să fie inclusiv echivalente ale probei lingvistice de la bacalaureat, drept pentru care cumva, dacă vreți, nu mai au nevoie de noi, ca și dascăli, fie ne ducem până spre clasa 12-a cu cei care încep cursurile un pic mai târziu. Dar media este cam de 7 ani de zile. Da, au existat, eu știu, situații în care participanții nu au luat examenele? Vis-a-vis de aspectul ăsta al certificării, adică lucrurile au picat examenul. Exact. Am înțeles întrebarea. Ne desfășurăm activitatea din 2008 și până acum nu am avut cursanți care să pice acel examen. Asta e versiunea pe scurt, dacă vreți. Versiunea pe lung spune că noi am decis într-un anumit moment ca acel contract educațional pe care îl avem împreună cu părintele care își aduce copilul la cursuri să presupună și o dovadă de încredere a noastră în ceea ce facem acolo și mai ales o dovadă de încredere în copilul pe care noi îl instruim. Drept pentru care ne-am luat obligația ca dacă vreun copil pe care îl înscriem la examen, făcându-i recomandarea de a se înscrie la examen după ce a participat la cursurile noastre, din vari motive pică acel examen, că a fost o zi mai deosebită, că a avut mai multe emoții, nu neapărat că ar fi mai slab pregătit, nu s-a putut concentra, noi îi oferim acea garanție a satisfacției, respectiv îi plătim încă o dată acel examen pentru ca el să poată susține proba respectivă. Și vă pot spune că nu am pățit acest lucru până în acest moment. Am înțeles. Cum contribuiți dumneavoastră la această rată de promovabilitate de 100%? Practic, doar în momentul în care elevul respectiv este pregătit, atunci îi faceți recomandarea de intrare în examen sau
toată lumea se pregătește până la luna X și pe data de dă examenul. Pentru că aici sunt două variante. Domnule, absolut, eu ca profesor simt că cel mic nu e atât de bine pregătit. Nu dă examenul azi, îl va da peste 3 luni la următoarea sesiune. Și este altceva. Pentru a ajunge la rezultatele pe care ni le dorim atât noi, cât și ei, trebuie în primul rând sinceritate. Iar sinceritatea asta vine poate cu un cost. Acel cost care presupune că trebuie să spui lucruri pe care cineva nu vrea să le audă, să spunem așa. Și da, dacă un copil nu și-a făcut temele pentru acasă în mod repetat și nu s-a pregătit suficient, depunând poate suficient efort sau pasiune în ceea ce trebuia să facă și nivelul lui nu este cel pe care noi știm că ar trebui să-l aibă la examen, vom spune că nu îi recomandăm să o facă. Dar așa cum examenele nu sunt obligatorii la sfârșitul unui ciclu de cursuri, evident nu pot fi nici restrictive, drept pentru care este decizia lor dacă se înscriu sau nu se înscriu la examen. Da. Ați avut și situații în care părinții au trecut peste recomandările dumneavoastră? Au existat și astfel de situații și trebuie să luați în calcul că, repet, suntem un centru de examene, iar lucrul acesta înseamnă că se înscriu la examen oameni cărora noi nu am avut posibilitatea să le oferim o perioadă de pregătire și au luat decizia în deplină cunoștință de cauză despre, hai să-i spunem, riscul pe care și-l asumă participând nepregătiți. Și care a fost rezultatul? Uneori da, cel care trebuia, nu. Alteori nu. De-aia trebuia să vă corectez, dacă vreți, cu procentele astea. Putem spune că avem un procent de promovabilitate ca și centru de examene de 99,66%. Însă niciodată niciunul dintre cei care au participat la cursurile noastre și cărora le-am spus că pot să se înscrie la examen, nu a picat examenul. Am înțeles. Cu ce frecvență recomandați participarea la cursurile de învățare a unei limbi străine? Sunt o mulțime de reclame acum, dacă ar fi să mă refer și la alte lucruri care ne înconjoară, mai ales cu cele în 20 de zile vei învăța limba engleză, în 3 zile devii expert în nu știu ce. Deci tot felul de lucruri din acestea care nu știu dacă neapărat sfidează logica, dar sunt cumva eronate. Care este timpul normal de asimilare a creierului nostru, astfel încât procesul de învățare să dea rezultate bune? Cursurile pe care le desfășurăm au niște module care conțin 32 de ore, care sunt întinse pe parcursul unui an de zile, cu vacanțele de rigoare, cu perioadele de pauză de care toată lumea are nevoie. Nu putem spune că există o restricționare a frecvenței cu care cineva ar trebui să participe la cursurile pe care noi le susținem sau că putem face o recomandare în acest sens. Considerăm că e mai importantă constanța cu care un copil își aduce aportul personal în învățare, drept pentru care pe lângă orele la care participă, care constituie în orele săptămânale modulul de câte 2 ore la care ei participă, având și teme pentru acasă și fiind expuși limbilor străine în acest moment aproape peste tot unde întorci capul, putem spune că e mai important să fie consecvent și să-și asume actul de învățare decât să participe cu o anumită frecvență. Soluții magice nu cred că există și de multe ori se fac confuzii. Da, există cursuri intensive pentru persoane care, de exemplu, doresc să se înscrie la examen și consideră că au nevoie de un refresh, de o reîmprospătare a informațiilor pe care le dețin. Lucrurile alea se desfășoară pe parcursul
a unei luni de zile, să spunem, și într-adevăr e o formă mai concentrată de învățare, dar nici într-un caz nu ajungi de la from zero to hero, știți? Adică nu se ajunge peste noapte la un anumit nivel de cunoștințe. Însă examenele Cambridge presupun că fie știi, fie nu știi ceva, nu presupun o învățare mecanică, nu presupun o învățare cu care, din păcate, am fost obișnuiți prea mult timp. Să înțelegem că examenul este de tipul admis-respins, nu este cu nota 8, nota 7, de la nota 6-50 ai trecut, până la nota 9 ești bunișor și peste 9 ești foarte bun. Nu există note, sistemul de notare e un pic mai, nu neapărat permisiv, cât mai degrabă prietenos, și lucrul ăsta se revede inclusiv sau mai ales la examenele pentru cei mici, unde cu siguranță rigurozitatea sau răceala unei note nu spune niciodată nimic. Da. Ba din potrivă riscă să traumatizeze. Ori în momentul în care ei au un anumit nivel de exprimare la o anumită categorie de vârstă, înțeleg anumite lucruri și sunt recompensați cu 5 scuturi, 3 scuturi, 7 scuturi, lucrul ăla contează mult mai mult decât dacă le-ar pune cineva nota 7 și ar considera că au fost admiși la examen. Ținând cont că am ajuns la finalul emisiunii, aș vrea să vă întreb ce planuri aveți pentru viitor? Nu cred că mai avem atât de mult timp la dispoziție cât să vă povestesc tot ce ne trece nouă prin cap, pentru că zi de zi ne mai vine câte o idee. Trecând peste gluma de rigoare, aș spune că vrem să creștem mari și când spun asta nu mă refer doar la cantitate, cât mai degrabă la constanța în calitate. Ne-am dorit să nu uităm de unde am plecat și să putem oferi copiilor aceeași experiență pe care au avut-o fie ca 14 cursanți, să o aibă și cei 2800 sau 5800 sau cine știe câți o să mai fim peste alți 10 ani de zile. În altă ordine de idei, încercăm să colaborăm permanent cu profesorii din școli și din licee, pentru că au fost tot timpul alături de noi în momentul în care am încercat să comunicăm, întrucât au nevoie și ei de acest suport, dacă vreți, programa fiind extrem de restrictivă, noi venind în întâmpinarea lor cu un alt tip de evaluare, lucrul acesta a fost ca o gură de aer proaspăt pentru toată lumea implicată în procesul de învățare. Și așa cum vă spuneam la început, încercăm să depășim granițele județului. Am făcut deja în cursul anului acesta primii pași și avem deja primele rezultate, drept pentru care o să organizăm sesiuni de examene atât în Vaslui, cât și în Suceava, și în Botoșani, și sperăm cât de curând să extindem aria asta de răspândire în Moldova, astfel încât cât mai mulți copii să aibă șansa pe care au avut-o cei de aici de la Iași. Da, eu vă doresc succes în ceea ce doriți să întreprindeți. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție. Ne revedem în fiecare luni de la ora 19. Nu uitați să ne scrieți pe adresa de e-mail și să vizitați pagina noastră de Facebook. Până săptămâna viitoare, la revedere!